Deci continuăm brașoveanca. Cu prima parte am făcut deja data trecută, dar o să fac un pic. Și prima parte. Un, doi, trei. Și. Așa, partea întâi. Bine că am schimbat fluierul în la, deci acum suntem în re major, potrivit cobzarilor și vioriștilor, cum cântă în tonalitatea inițială de vioară. Se poate și în la major, sunt câțiva care cântă în la major. No, acum partea a doua, în octava de jos. Hai să vedem în octava de sus. Deci începem cu doul de sus. Deci, acolo poate fi o greutate la încheiere. Deci, prima dată. Și ne oprim aici. După aceea, iarăși din două, trei și. Ne oprim pe si bemol. După aceea, tot din două. Ne oprim a doua oară aici. Și urmează încheierea ca să ajungem aici jos. Ornamentul acesta tipic. Două jos, unul sus, două jos, unul sus și ajungem la tonică. Trei și. Deci hai să vedem toată partea B. 3 și. Încă o dată încheierea, dar pe tempul pe jumate. 3 și. Și. Deci încă o dată toată partea B. Aici armoniile s-ar putea să extindă către tonal funcționalitate pentru că este o piesă de tip europeană modernă. Deci se bagă și o subdominantă, dacă ai auzit sega. Deci aici tonică, deci re majorul, subdominantă. Și de aici, de la tonică dominantă, tonică, putem face încheierea armoniei. Ok, hai să vedem dacă știi. E, deci, această horă a fost preluată de la Laszlo Legedi András și cânta în octava de jos în stilul cimpoiului. Și chiar melodia, se aude pe melodie că e într-un fel feeling-ul cimpoiului de cândva. Deci e o horă. Ti da lila,
ding-ta-ding-ta-ding. O oră un pic mai întârziată cum a interpretat, cum am putut scoate din interpretarea lui. În drajba, deci nu ora asta de tip electrecor, ci o oră un pic mai veche de tip ding-ta-ding-ta-ding-ta, ceea ce auzim la antim. Din ta din ta din ta din ta 1 2 3 și ce se întâmplă aici? Melodia de bază, fără a băga efectul și împăiului, este, începe de la si. Iar pe partea a doua este foarte ușor, un re major care începe din sol, din la, scuze, din la, da. Dacă lăsăm la-ul de jos pentru un cobzar, e foarte simplu. O să fac și eu? Pe terță, da. Hai să încercăm împreună. Așa, foarte fain. No, acum o să învățăm și bătaia ritmului de horă. Să nu uiți poziția asta și o să facem în așa fel încât să folosim ritmul de horă și corzile libere. Deci sunetele sunt astea, sunetele astea merg bine pe linia melodică și după aceea corzile libere să aibă efectul de modalitate, de muzică modală și rest. Nu, las că învățăm săptămâna asta. Ah, ok. Săptămâna asta facem ora să intre bine bătaia în deget. Și după aia facem, ok? Da, da. Hai să încercăm atunci de a băieți. Ah, da, încă am uitat recordul deschis, da. Nu-i nimic, măcar ai cântat și tu pe înregistrare. Ok. Hai să vedem, Vlad. Ce zici? Cerc. Varianta fără cimpoi. Bine, atunci varianta simplă.
și un si bemol. Da, și ne oprim aici la terță. Așa. Mai încearcă de câteva. Așa. Nu, deci la, deci tonul de ba. Sună un pic închis, deci subintonat, dar să nu vă deranjeze asta. Și asta face parte din efectul de cimpoi. Acolo e o șmecherie în ritm. Deci nu e ca la vas, tiriri, tiriri, nu e vas, ci tiridip, tiridip, o pauză ca să devină o horă, deci patru măsuri. Un moment că trebuie să bag la curent. Dar nu-i nimic, bag repede. Adică sper. Vezi că a rămas pe înregistrare, iară, nu știu de ce. Nu. Nu, e pe pauză.